După ce a poposit în comunele Oinacu, Băneasa și Malu, caravana culturală giurgiuveană a ajuns și la școala din comuna Frădești. Proiectul derulat de Consiliul Județean Giurgiu prin patru instituții de cultură giurgiuvene, și anume Biblioteca Județeană Ia Basarabescu, Teatrul Tudor Vianu, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu și Muzeul Județean Teoharie Antonescu, are ca scop promovarea activităților cultural-artistice în rândul copiilor. Astfel, cei mici au stat de vorbă cu directorul Bibliotecii Județene, Daniela Bardan, despre serviciile oferite de instituție, dar le-a adus celor mici și un cadou, sub formă unui volum de poezie scris de Petre Ghelmes. Acest volum, Joc de Trifoi, vi-l oferim gratuit dumneavoastră, elevilor din clasa 8-a, pentru că în zilele Patrimoniului Național, pe care le sărbătorim la bibliotecă, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Cultură, Giurgiu, am reușit să scoatem acest volum, Joc de Trifoi, autor Petre Ghelmez. Voi știți cine este Petre Ghelmez? I-a citit poeziile? Bine, atunci vă pot spune eu că este un mare om de cultură care s-a născut în județul Giurgiu, în comuna Gogoșari, în urmă cu 90 de ani. Este alături de Marin Preda și Zaharia Stancu, un scriitor pe care l-a dat sudul României. Mai mult decât atât, unul din oamenii care l-au cunoscut pe Petre Ghelmez a fost prezent la evenimentul de miercuri 7 septembrie de la școala din Frătești. Scriitorul și jurnalistul Emil Talianu, care, la rândul lui, nu a venit la elev cu mâna goală, ci cu trei volume scrise de acesta. Să rețineți un îndemn pe care ni l-a adresat încă cu ani în urmă cronicarul Miron Costin. Nu este alta mai de preț și de o zăbavă decât cititul cărților. Tocmai de-aia am venit și noi copiii la școala voastră să vă îndemn alături de doamna profesoara a dumneavoastră, să vă apropiați către carte. În afară de faptul că veți primi acest volum a fostului meu prieten Petre Ghelmez, care a realizat foarte multe scrieri pentru copii și o să le îndrăgiți versurile, am realizat și eu câteva cărți, vreo 13, am expus decât 3, foarte valoroase din punct de vedere al lecturilor. Sunt mai mult adresate elevilor de liceu și după. Cea mai valoroasă scriere pe care o am și o vedeți aici, Studii și Consemnări, în care vizează anumite studii pe care le-am făcut la Biblioteca Academiei legat de noutățile privind viața și activitatea literară a lui Eminescu. Caravana culturală giurgiuveană este un proiect derulat de Consiliul Județean Giurgiu și, așa cum era de așteptat, la evenimentul derulat în comuna Frătești a participat și președintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beanu. Sunt foarte multe evenimente culturale care chiar ar trebui să ajungă la copii, dar în ciuda eforturilor directorilor instituțiilor de cultură și calendarul și toate problemele din timpul sezonului cald, inclusiv vacanțele, ne-au încurcat un pic. Mi-aș fi dorit să fie mai multe comune, nu 3-4 câte am numărat împreună, și ce pot promite este că va continua acest efort cultural. Vedeți, sunt personaje chiar cu costume interesante, sunt momente pe care nu le vezi în fiecare zi într-o școală, mai ales în mediul rural. Și asta este cel mai important, să aducem dincolo de calitate și un dram de noutate în viața copiilor, pentru că poate îi motivăm în plus să fie ambițioși și să învețe mai bine în cursul anului care abia a început. Elevii școlii din Frătești au avut parte atât de o piesă de teatru adusă în mijlocul lor de actorii teatrului Tudor Vianu Giurgiu, cât și de un atelier de pictură, al cărui coordonator a fost Petra Șerbănescu, cea care i-a învățat pe cei mici mai multe lucruri despre arta picturii. Arată acolo la cameră, ia! Inversana! Așa? Ia spune-ne, ce-i desenat tu acolo? Fructe de toamnă. Da? Îți place să desenezi? Da. Da? Ai mai învățat ceva nou astăzi aici, la atelierul de pictură? Da. Ce ai învățat? Ne spui și nu? Nu mi-am învățat că nu mai am stat, că am obosit. Ai obosit? Da. Și cât ți-a luat ție să faci acest desen? Cam 5 minute, nu știu. Da? Ok, mulțumim frumos. Niște fructe. Ce fructe ai spui? Struguri și pere și măr. Ți-a plăcut?
Da. Îți place să pictezi în general, așa? Puțin. Ai mai învățat ceva nou astăzi aici, la atelierul de pictură? Da. Deja știai? Cât timp ți-a luat ție să pictezi? 10 minute. 10 minute? Bravo! Cum te cheamă pe tine? Adrian. Fructe. Ce fructe ai pictat până acum? O banană, struguri, pere. Ai învățat ceva de la doamna profesor, de la doamna Petra Șerbănescu până acum? Da. Ce ai învățat? Despre ceva? Despre culori? Da. Îți place să pictezi în general? Raul. În timp ce unii elevi erau ocupați în curtea școlii cu atelierul de pictură, cel de dansuri tradiționale românești, sau priveau spre expoziția oferită de Muzeul Județean Teohari Antonescu, alții se aflau în interior, acolo unde directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu, Carmen Pețanca, le-a oferit acestora lecții muzicale. Vă place muzica? Da! Există. Haideți să vedeți chiar multe, dar câte sunt diferite la număr? Șapte. Șapte note. Nota Do are această culoare. Deci aceasta este nota Do. Roșu este. Da? Do e roșu. Următoarea notă după Do este nota Re. Re. Ce culoare are Re? Portocaliu. Trebuie să fie multe culorile pentru că așa vom cânta lata. O să vedeți pe proiecție și apoi fiecare când îi vine rândul, vedeți culoarea, apăsați și cântăm, da? Este un clopoțel care poate fi accesat fie așa, fie dacă am un sunet mai lung. Da? Sunt clopoței muzicali. Ia uite, do, re, mi, mai departe. Fa, so, la, mi, do. Foarte bine, deci am șapte note diferite și două, unu, și aici de 2. E același nou, sunet care se repete la octavă, da? Din cadrul caravanei culturale giurgiuvene nu avea cum să lipsească o piesă de teatru dedicată micuților în totalitate. Ce bun e cașcavalul, dacă-l mănânci tot anul, când forme variate, din lapte preparate. Ce bun e cașcavalul, dacă-l mănânci tot anul, când forme variate, din lapte preparate. Avete șansă să știe, ce căutare e bună ocărie, maioasă aromată, de brânză afumată, la prânz e potrivit, în cașcaval topit, iar cade semnul tot, din Schweizer și Rapport. Ce bun e cașcavalul, dacă-l mănânci tot anul, în forme variate, din lapte preparate. Ce bun e cașcavalul, ce bun e cașcavalul, nu-i așa, Marta?